un mare istoric musulman, este vorba de Ibn Khaldun, care a trăit, a acoperit toată cea de-a doua jumătate a secolului al XIV-lea și a murit cândva la începutul secolului al XV-lea și care a activat în nordul Africii, mult timp în Cairo, a scris o istorie universală. Este o lucrare genială. El poate fi comparat din lumea creștină numai cu Giambattista Vico. Un geniu singular, extraordinar de pătrunzător și cu o moștenire foarte, foarte largă și mereu fertilă. Ibn Khaldun se referea, evident, și la regatele creștine din Nord și le observa cu neliniște dinamica. Observa că de-a lungul secolelor s-au întărit și că aduc pe lume ceva ce zona lui, zona islamică, părea să nu aibă. Vedea în evoluția regatelor creștine din Nord o evoluție neliniștitoare pentru supremația islamică. Și se liniștea pe el cu următorul raționament. Văzuse o specificitate în tipul de regim politic pe care regatele creștine din Nord o întrupau, și anume distinția dintre religios și politic. Distinție care în scriptură este argumentată prin faimosul răspuns al lui Hristos: dați cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Această separare a puterilor în cetatea umană este consubstanțială pentru creștinism. Și toate regimurile politice care au fost edificate, ori au funcționat în interiorul creștinismului, s-au bazat mai mult sau mai puțin, într-o formă sau alta, pe distinția dintre puterea seculară și puterea religioasă. În ciuda faptului că în creștinism afirmația toată puterea vine de la Dumnezeu, care este iarăși o afirmație scripturistică, este valabilă. Dar atenție! Creștinismul este o religie care funcționează în antinomii și anume funcționează în fertilitatea din suspendarea antinomiei și păstrarea ambilor termeni, nu tranșarea în favoarea unuia sau a celuilalt. Deci afirmațiile, toată puterea vine de la Dumnezeu, și afirmația dați cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu sunt deopotrivă observate în regimurile politice care s-au născut în interiorul creștinismului. E bine, Ibn Khaldun vede faptul că religiosul este despărțit de secular, cele două puteri, în creștinism și spune: asta este sursa ruinei viitoare a regatelor creștine din Nord. Pentru că noi avem șaria, care este o lege religioasă pentru politic. Și această unitate dintre religios și politic este cea care ne conferă nouă o superioritate care ne va conferi, ne va da putere. Iar această putere a unității se va opune și va învinge în cele din urmă lipsa de putere, credea el, care provine din dezbinarea, așa credea el, rezultată din distinția între puterea religioasă și puterea politică. Inutil să vă spun că această distinție constitutivă între puterea seculară și puterea religioasă constituie sursa puterii regimurilor politice europene. Nu cum a crezut Ibn Khaldun, ci exact invers, până la urmă
Această distincție, care nu e o dezbinare, a conferit putere regatelor creștine de nord și a diminuat capacitatea chiar și militară de reacție, de răspuns a califatului din sud. Cum formulez această inovație politică a creștinismului? În felul următor, există un raport între religios și politic, bazat pe distinția dintre ele și pe menținerea lor în prezență. Din punct de vedere istoric, acest lucru s-a petrecut în secolul XI, în a doua jumătate, când Papa Grigore al VII-lea a lansat așa numita, de către istoriografia ulterioară, Revoluție Papală. Este o revoluție remarcabilă pentru că, dincolo de prevederile referitoare la statutul preoților, respectiv celibatul lor, care nu ne interesează aici, sau încercarea încununată de succes a acestui mare pontif de a crea un limbaj juridic comun între puterea seculară și puterea religioasă și în interiorul puterii religioase pentru conflictele care apar, deci a crea un limbaj juridic comun prin readucerea în actualitate a dreptului roman. Lucru pe care el l-a pus în sarcina unor călugări învățați, care la Bologna au pus bazele primei universități europene. După modelul de funcționare al căreia, îmbinând restituirea istorică, adică tradiția, cu cercetarea, o trăsătură fundamentală a universității europene, îmbinarea dintre conservare și cercetare, adică producerea noului, pe baza căreia există sau construit statutele tuturor universităților europene până în zilele noastre. Deci, cumva, inventatorul acestei instituții extraordinar de fertile este acest papă remarcabil, Grigore al VII-lea. Anul este între 1070 și 1080. Dar acest papă este papa care creează în politica de zi cu zi așa numită problemă teologico-politică, în care el își manifestă autoritatea asupra puterii seculare, în sensul că refuză puterii seculare dreptul de a numi episcopi. Puterea seculară are vocația de a își subordona puterea religioasă, pentru că nu e așa, puterea religioasă, a cărei supremație spirituală o recunosc, nu are putere temporală, seculară. Vorba lui Stalin, câte divizii are papa, răsună încă în această formulare de supremație. Ce este extraordinar în ceea ce s-a realizat din această dispută a investiturilor, este că puterea seculară în conflict cu puterea religioasă, în care fiecare dintre ele revendica o supremație asupra celeilalte, a condus la un modus vivendi pe care eu îl numesc reglaj fiind între una și cealaltă. Deci afirmația „dați cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu” a fost tradusă în istoria europeană în primele 2-3 secole din al doilea mileniu creștin sub forma unui anumit raport între politic și religios care funcționează ca un reglaj fin. Nici prea mult, nici prea puțin. Cât e întrebarea? Răspunsul este reglaj fin. Nu e o formulă. Nu este o dogmă, nu e o teoremă, este un reglaj fin. De ce trebuie să fie un reglaj fin? Pentru că oamenii trăiesc în secol, pentru că oamenii
sunt animați de raporturi diferite între ei, pentru că culturile se schimbă, dar ceva rămâne neschimbat. Necesitatea de a avea un raport între religios și secular, de a avea un raport care, pe cum este înțelepciunea fiecărei generații, fiecărei culturi, în așa fel încât el să existe, dar să se păstreze ca distinție. Creștinismul evoluează în interiorul iudaismului. Iisus Hristos este evreu, el aparține comunității religioase iudaice și în interiorul iudaismului el împlinește legea sub forma propunerii unei a doua alianțe. Dar Iisus Hristos este parte din istoria religioasă a iudaismului. Ca atare, nu se poate înțelege creștinismul fără excepția iudaică. Excepția iudaică înseamnă diferența pe care religia lui Israel o are față de toate religiile cu care ea era contemporană.